Legumele trebuie să facă parte din mesele noastre zilnice, însă consumate crude, acestea pot fi nocive pentru organismul uman. Deși legumele sunt importante, iar acestea trebuie să facă parte din majoritatea meselor noastre zilnice, există și câteva care ne fac rău dacă sunt consumate crude. Iată de ce legume trebuie să ne ferim. Legumele sunt foarte bune pentru organismul uman, însă dacă mâncăm unele legume negătite, acestea ne pot face mai mult rău decât bine. Cele două legume despre care este vorba sunt foarte folosite în nenumărate preparate tradiționale, aflându-se chiar și printre preferatele românilor. Cartofii și vinetele sunt folosite de oameni în nenumărate preparate, însă gospodinele trebuie să știe că nu trebuie să consume aceste legume crude. Aceste legume trebuie să fie gătite, deoarece crude, acestea conțin substanțe toxice care pot avea efecte negative asupra organismului uman. Trebuie să ne ferim de cartofi atunci când sunt cruzi, deoarece conțin o substanță numită solanină, substanță ce este adesea întâlnită în coaja și germenele cartofului. Solanina este o substanță ce are anumite proprietăți toxice, iar consumarea acesteia poate provoca greață, diaree, dureri de cap, iritații ale pielii și chiar tulburări nervoase. Când vine vorba de vinete, acestea conțin o substanță ce se găsește în coajă și în semințe, iar consumul acesteia fără gătire poate cauza anumite simptome precum senzația de arsură în gură și în gât, greață, vărsături și dureri abdominale, relatează canalde.ro.